Corect. Zine și nouă, cai că nu te ține mult. 3-4 minute scurt așa. Zim și mie la momentul de față câte bilete s-au vândut așa, ce știi acum grosomor? Peste 33.000. 50 vei avea, fac pariu cu tine pe cât vrei. Deci acum cât s-au vândut acum? 33. 33.000. Capacitate cât va fi? Păi teoretic sunt 50.000 cu reținerile de 10%. Da. 50.000 voi avea. Așa. Eu cred că 48 e un target extraordinar pentru orice meci de pe Arena Națională. Da. 48.000, a? Da. Păi lui FCSB cât le-ați dat? 8.000. 8.000? Da. E, mai cumpărăi 8 din 8.000 le-ați dat lui FCSB? Da, am făcut o reciprocitate pe luze. E o chestie reciprocă pentru meci tur, meci retur. Foarte acum bine, depinde bravo. Cât de mult vor cumpăra, la fel cum cât de mult vom cumpăra. Nu există, Andrei, ce, nu crezi că o să fie 8.000 de steliși la meciul ăsta? Nu. Cred că 7.000 vor fi. Cred că au vândut deja 3.500 spre 4.000 din partea lor. A, și estimările tale sunt undeva 6.000-7.000, a? No, da, vin 8.000. Vin peste 8.000. Deci targetul vostru este undeva să vă duceți spre 48.000 până la ora meciului, a? Cred că e extraordinar. Targetul nostru a fost 40.000, dar 48.000 ar fi peste așteptări. Ceva, o emulație extraordinară. Andrei, cât încasați la 48.000? La jumatea aia de milion de care zice mereu Gigi? Încasările, da, s-ar putea să fie acolo. Cred că la zona asta suntem pe plus cu vreo 300, cred. Nu aș vrea să greșesc că le știe Dan. Așa, una, grosomodo. 320-330 de mii de euro. Deci pe plus din meciul ăsta, a? Da, da, da. Bravo, bravo. Eu crede-mă, eu când aud că sunt echipele pe plus și mai ales datorită biletelor, sunt mega încântat. Deci mi-aș dori toate meciurile din România, cluburile să câștige bani și 1000 de euro, numai să câștige bani. Evident, păi noi anul trecut știți că avem și problemele alea de la comisii. Noi în Cupa României toate meciurile am avut pe minus și multe meciuri de anul trecut au fost pe minus, apropo de organizare. Dar asta e, până o să avem și noi stadionul nostru. Și cred că atunci vom fi mereu pe plus. O să aibă neamitică stadion Dinamo? Da. Le face stadion? Le face. A? Și le face stadion frumos. Să de câte locuri? De 30 ceva de mii. 30 și ceva de mii? 31, 32 de mii. Da? Va fi forță mare Dinamo, Neamitică? Oh, atelor. Dar Andrei, spune-mi un lucru. Tu știi că Neamitică a ființat Dinamo? Că eu sunt membru fondator. Știai sau nu? Nu. Ia zi, Neamitică. Uite-te în acte, mâncați aici, gurat. Yes. Uite-te în acte să vezi. Eu, Cornel Dinu și fostul șef al serviciului juridic al Ministerului de Interne. Era ministru, acces doar de la actele din era ministru Tărăcilă. Da. El m-a chemat pe mine și pe Dinu și noi am făcut atunci statutul, noi am făcut tot. Deci membru fondator, domnul Nicolescu, Neamitică. Da, sunt membru fondator și când m-a pus președinte la ligă, m-au pus la dospit. Adică în stand-by. Da, nu e nicio... Da, eu am rămas în acte, membru fondator al lui Dinamo. Oh, auzi, nu, știai Andrei? Nu știam asta. Uite-te în statut să vezi, uite-te în acte. Ia auzi. Asta vă spun, că am avut acces doar la actele din 2001, da. La cele inițiale n-am avut acces. Da. Andrei, vă gândiți și la victorie cu FCSB-ul? Ne gândim doar la victorie. Așa. Da, știți cum e, de la gând la fapt trebuie să fie ceva acolo ca să se transforme în fapt. Uh-huh. Dar ne gândim doar la victorie, așa gândim meciul și asta am și spus. Dacă ambele echipe vor gândi meciul așa cum îl gândim noi, va fi foarte spectaculos pentru că noi dorim să câștigăm. Ca să câștigăm trebuie să înscriem și pentru asta cred că va fi un meci deschis. Uh-huh. Cred, sper. Uh-huh. Tu ce zici, Neamitică? Părerea mea este că e greu să câștige cu Steaua, dar nu e imposibil, pentru că întotdeauna echipele se mobilizează împotriva Steaulei. Uh-huh. Nu vedeți că au pierdut Galați, au pierdut câteva jocuri așa la care ei nu se așteptau. Iar Dinamo are un triunghi extraordinar, are
pe cei trei, fundaș și central plus brunețelul acela din fața fundașilor centrali, joacă foarte bine, să știi. Eu la tine în emisiune am scos asta în evidență, da, după ce mi-am văzut primul meci. Bun, are Edi e un jucător foarte important și cu experiență și cu calitate foarte mare. Da, și aleargă bine, sunt disciplinați.